Angajații Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara continuă controlele pe tema respectării normelor privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Adrian Bozdoc, inspectorul șef al ITM Hunedoara, reamintește că amenziile pentru nerespectarea acelor norme sunt mari și ele pot fi aplicate atât angajatorilor cât și angajaților. Sancțiunile sunt începând cu 2000 de lei, mergând până către 10.000 de lei pentru acei angajatori care nu respectă aceste măsuri de prevenire și protecție. Iar angajații amenzi de la 500 de lei în sus. Pentru evitarea acestor aspecte, inspectorul șef al ITM Hunedoara recomandă spălarea mâinilor, păstrarea distanței la locul de muncă și purtarea măștii de protecție în mod corespunzător. De asemenea, Adrian Bozdoc recomandă ca principală măsură de protecție vaccinarea anti-COVID. Eu recomand vaccinarea, pentru că și eu m-am vaccinat, am a treia doză făcută deja și umblând atâta printre oameni, umblând prin acest județ pentru combaterea acestui virus, nu m-am infectat și chiar dacă auzim că unii s-au infectat, au forme foarte, foarte ușoare cei vaccinați. Eu recomand vaccinul și oamenii să conștientizeze că este scăparea din această nenorocire, iar mai departe respectarea tuturor regulilor, spălatul pe mâini, probabil că nu mai trebuie să-l comunicăm, purtatul măștii corect, acoperind nasul și gura, folosirea dezinfectanților și, până la urmă, păstrarea distanței la locurile de muncă între lucrători și tot ceea ce presupune limitarea răspândirii acestui virus. În paralel cu acțiunile privind respectarea măsurilor anticovid, cei de la ITM Hunedoara continuă controalele și pe tema combaterii muncii la negru. Amenziile primite în acest an de angajatorii care eludează legea în acest domeniu fiind de aproximativ 1,5 milioane de lei.